Bună, Maria! Continuăm? Sunt din nou, sigur. Să vorbim acum despre gânduri. Ai spus că intrăm în sigura de hipnoză. Da, este minunat și mi-aduc o dragă aminte de momentul în care am ales această profesie, dacă pot să îi spun, pentru că treceam eu însă printr-o etapă de viață transformatoare. Și când am ajuns în zona hipnozei, despre care nu știam mare lucru, trebuie să recunosc, nici măcar nu am ales conștient profesorul care m-a ghidat cumva aici. De ce? Pentru că eu merg foarte mult pe intuiție, pe simțire, că sunt ghidată de ființa divină atât de puternic, încât îmi place să recunosc asta. Eu pe mine, eu egotic, m-am mințit deseori, însă ființa divină din mine m-a ghidat atât de bine și atât de clar, încât atunci când se întâmplă să fiu ghidată astfel, n-am să mă mai împotrivesc și cu atât mai puțin să judec. Nu mi-a fost ușor să recunosc ideea că pot conecta cu hipnoza, venind dintr-o sferă profesională, rațională, logică, matematică, atunci mi-am dat voie să fiu ghidată și am ajuns în lumea gândurilor, unde hipnoza te aduce la tine, te aduce la adevărul din tine, te aduce la gândurile tale profunde, care au contribuție, pentru că prin minte trec sute de gânduri în fiecare clipă, adică privești ceva și deja observi culori, stare, oameni, cer și toate acestea, însă le vei lua de fiecare dată pe acela care te îndeamnă ceva din interiorul tău să pui în aplicarea vieții, să fii ghidat. De aceea lumea gândurilor este o altă lume, pur și simplu, de explorat, și cei care se tem de hipnoză, de fapt, știi, se tem de propriile lor gânduri, de nimic altceva, pentru că cel din față este doar un ghid. Dar este un ghid ceva mai conștient de puterea gândurilor și de aceea când ajungi acolo și tu începi să te manifesti ca și gând, cel din față, hipnotistul, sau terapeutul, observă cum se comportă un om care este controlat de puterea gândurilor interioare, că nu-și dă voie. Un om relaxat este un om dincolo de gânduri. Știi? Da. Și asta este cel mai frumos. Deci, dincolo de gânduri, ești tu. Cum ajungi acolo? Păi uite așa, te uiți la lumea gândurilor tale. Pur și simplu, și accepți asta. Accepți că nu ești gândurile tale și că nu ești mintea ce cuprinde o lume a gândurilor și ești dincolo de asta. Deci tu ești cel fără de gânduri. Cel fără de gânduri. Ești creatorul. Uh-huh. Și prin fața ta trec o sumedenie de gânduri și ai să iei pe acelea cu care vrei să construiești ceva. Înțeles. Deci noi întâi creăm prin gândurile noastre realitate. Spre exemplu, dacă avem gânduri negative, din față vor veni situații de viață neplăcute. Exact. Care este soluția de a scăpa de aceste neplăceri din viață? Păi cu cât creștem și devenim conștienți, cu atât în lumea gândurilor noastre vor veni tot felul. Pentru că atunci când ajungem undeva, uite, chiar și în locul acesta unde suntem, lumea gândurilor noastre din acest moment se întrepătrunde cu lumea gândurilor celor care se află în apropierea acestei zone. De aceea, eu voi deveni conștient, eu, ființa divină, devin conștientă de această lume a gândurilor mele, de ce aș putea crea și decid. E bine cum spui, care eu? De fiecare dată, la toate propozițiile, trebuie să vezi despre cine vorbește. Exact. Pentru că creatorul este ființa divină când devine conștient. Creatorul frumosului, creatorul vieții.
Chiar și cei care creează momentele neplăcute au contribuția lor, pentru că ei sunt dați, oamenii, unii vin să scadă pe altcineva, da, pentru că e necesar. Da. Și personal am experimentat și astfel de trăiri, însă pe măsură ce devii conștient și mulțumești fiecarei clipă, așa cum a venit ea și te-a făcut să devii conștient ce poți crea cu viața ta prin puterea acelor gânduri, începi să știi că poți alege, că depinde de tine când decizi ce gând să pui în aplicarea vieții. Ce viață poți să ai. Da, da, foarte important. De fapt, din oameni Dumnezeu ne vindecă sufletul și ne desprinde. Toată lucrarea asta este perfectă. Dacă am înțelege că peste tot este numai El, nu, și este perfect în toate deciziile sale, nu mai putea să ne supărăm pe nimeni, că dacă... Deci e vorba despre noi acolo. Dacă ceva e neplăcut, e ego-ul nostru și trebuie să lăsăm armele jos. Dacă este o răsplată, este gândul nostru de apreciere. Tot este bine așa cum este și este perfect. Doar noi să înțelegem că nu avem nicio șansă să construim o lume neplăcută, pentru că aducem suferință în viața noastră. Exact. Și dacă ceva nu ne este place... Este neprofitabil. Nu e interesul nostru să facem asta. Dar nu am fost noi aici, n-am venit pentru asta. Exact. Uite, de atâtea sute de ani se construie... Asta mi-a venit azi dimineață, foarte interesant, mi s-a părut și am mulțumit ființei mele. Am spus, Doamne, cum, uite, un bărbat și o femeie se iubesc, la început se caută, încep să construiască și când se desprind de iubire, încep să dărâme. Ei acolo, în lumea lor. Și când știi că dărâm nu doar în lumea ta, ci ai contribuție și în lumea mai mare, extinsă, atunci îți dai seama, când alegi să construiești, începi să construiești cu respect pentru viață și nu mai alegi la întâmplare. Pentru că unii aleg la întâmplare și de aceea vin, acum vine furtuna, acum vine soarele, acum se întâmplă ceva. Uite, așa se întâmplă. De ce? Pentru că așa alegem. Deci înainte se iubeau, după care deodată brusc nu se mai iubesc. Ce s-a întâmplat? Eu zic că lumile lor au intrat în coliziune. Nu. N-au fost deschise. N-au fost lumi deschise. Când cunoști lumea celuilalt, cum vorbeam, n-ai de ce să te superi și n-ai de ce să intri în conflict cu lumea celuilalt. Pentru că pentru a ajunge să construiești împreună cu altă lume, este util și benefic să construiești cu propria ta lume. Și dacă tu ești în acord cu gândurile tale, cu lumea ta, când vei întâlni o altă lume, știi că este benefic să fii în acord. De fapt, iubirea ar însemna lăsarea interesului personal. Cred că în situațiile acestea de conflict, părțile pun interesul lor personal mai puțin decât orice. Eu de fiecare dată îi întreb, oare ce vrei? Pentru că astfel de momente, chiar și acestea, sunt benefice cumva, pentru că reprezintă momente de evoluție. Și când ajungi lumile să nu se mai înțeleagă, ar fi de folos să-și dea seama că au nevoie de ceva evoluție. Și atunci ce să facă? Să se ducă cumva fiecare în lumea lui, dar să nu se desprindă de lumea amândurora, ci pur și simplu e ca și o retragere, o scădere din lumea comună spre lumea fiecăruia, să înceapă din nou să construiască următorul nivel și ei se întâlnesc din nou. Și atunci, în loc de conflict, este următorul etaj al bucuriei de a fi împreună. Cred că iubirea se lasă întotdeauna pe sine și când ajungem să ne lăsăm total pe noi și să facem totul ca celălalt să fie fericit, de-abia atunci noi iubim cu adevărat.
Păi uite, așa facem ca celălalt să fie fericit, știi? Când îi lași spațiul lumii lui să și îl recunoască, îi faci un loc, tu te duci în lumea ta și spui respect lumea ta, vezi acolo ce ai tu, ce cunoști tu, pentru că cine ar putea cunoaște lumea gândurilor mele mai bine decât mine? Sau decât tine? Sau... Nu? Și atunci dacă eu îmi recunosc propria mea lume, știu și ce mă frământă. Și atunci când mă întâlnesc cu celălalt, știu că nu pun pe umerii lui un gând care mă frământă și pe care îl cunosc eu ce produce în corpul meu ca simțire în viața mea. Și atunci ce voi face? Voi comunica. E o problemă aici, pentru că atunci când spunem eu, eu nu pot să-mi permit să spun eu decât la ființa divină, dar ființa divină este tăcută, nu are explicații. Este tăcută, într-adevăr, dar și că, uite, comunicarea aici uneori... Nu socotește, nu... Eu, ființa divină, când mă aflu acceptă totul la un nivel de trecere, da, de la un etaj la altul al existenței, s-ar putea să am nevoie de cel din fața mea. Și mai mult ca sigur se întâmplă asta. Și atunci, ca să pot depăși, pur și simplu am nevoie să exprim. Dar cel care aude și ascultă, trebuie să spună nimic. Pentru că celălalt... Nu sunt oprins, doar ne oglindesc. Doar ne oglindesc și eu am și primit răspunsul odată ce am pornit exprimarea. Problema noastră cred că este că nu permitem vieții să fie așa cum vrea ea. Dacă am face locul acesta, chiar această stare este de permisiune, de acceptare, este prezența divină. Este foarte simplu, nu e nevoie de un efort anume ca să putem să-l atingem. Am observat un lucru neplăcut. Noi, în toate explicațiile noastre, realizăm o îndreptare punctuală către cineva. Și când facem lucrul acesta, noi ne despărțim, de fapt, de ființa divină. Este cădere atunci când căutăm explicații punctuale. Nu există nicio explicație punctuală. Nu este decât divinul și nu se poate comenta. Când acceptăm tot ce vine din față fără niciun fel de reacție, suntem în el foarte simplu. Și atunci, de-abia atunci, reușim să ne bucurăm de tot ceea ce vine din față. Dar știi că eu abia aștept să trăiesc acea experiență în care cuvintele vor fi în interior, da, și vor construi starea mea interioară, da. Și în exterior doar mă voi bucura că beau un pahar cu apă. Corect. Deci cade explicația, cade mentalul. Exact. Asta e asta. Starea divină este o formă de lapsus, adică uitare total de sine și nu te mai referi la tine și doar o admirație, doar te miri de tot ceea ce se întâmplă și te bucuri de tot ceea profund. Și te bucuri profund. Bucurie profundă. Și prin ce manifesti ca stare, practic tu emiți ce ai în interior. Așa este. Și n-ai nevoie nici de explicații, nici de cuvinte, nici de, eu știu, a justifica ceva. Pur și simplu, chiar și o privire, chiar și o stare, chiar și o atingere pot să transmită ce ai în interior și ce lume ai lăsat să se dezvolte. Și e lumea gândurilor tale, ca să revenim la gânduri. De obicei apare o stare, îți este greu să ieși în afară, îți este greu să acționezi. Știi că în hipnoză, oamenii când ajung acolo, noi chiar le recomandăm să mai rămână puțin în starea aceea de relaxare, pentru că mulți nu mai vor de liniște. Mulți nu mai vor, mai vor acolo să rămână. Da, este divină starea. De este fapt, extraordinar să fie acolo. În lumea de dincolo există această pace continuă și noi am putea să spunem că e raiul. Deci pacea și liniștea este raiul și noi nu-l vrem. Știi că eu mă bucur de rai aici, pe pământ. Da, aici pe pământ, este acolo unde este pace este și liniște, noi trăim starea de dincolo, de rai. Exact. Și dacă nu-l obținem aici pe pământ, riscăm dincolo totul. Da, experiențele sunt minunate și la mine și ce pot să zic? Că doar mă bucur de toți oamenii care îi întâlnesc. Chiar și de aparenta stare conflictuală, aparentă, eu îi zic aparentă, pentru că vine și în loc să mă supăr pe celălalt care
a observat ceva la te uiți mine, în tine, ce mă uit din, la mine și ce a spun, generat această... dragă parte din mine, ce cu ce gând am stat eu de vorbă cândva și a adus roadele astea în viața mea. Și atunci, da, mă bucur. Eu mă bucur foarte mult. Trebuie să recunosc că mă bucur foarte mult și dincolo de toate, pur și simplu spun că toți oamenii au acel divin care îi va ridica. Care îi va ridica și când îi va ridica, își vor da seama că ce au dăruit au fost doar niște semințe pe care le-au hrănit o vreme și vor alege altfel de semințe să ude în viața lor. Deci este întotdeauna speranță. Wow! Este întotdeauna acea esență divină din noi care nu ne lasă niciodată. Nu ne lasă. Am ajuns, cred că, la tot ce vrei. Mulțumesc! Mă bucur, Marius, mulțumesc și eu!